Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a semnat cu ministrul Ungar al Afacerilor Externe un memorandum pentru restabilirea legăturii feroviare între Timișoara și Seged. Aceștia au discutat și despre asigurarea conexiunilor rutiere de la frontiera română-ungară. Discuțiile au vizat și stadiul licitațiilor pentru construcția drumurilor expres Oar, Satu Mare și Arad Oradea, care de asemenea se vor conecta cu infrastructura rutieră de pe teritoriul Ungariei. Totodată, ministrul Ungar a reafirmat determinarea Ungariei de a sprijini aderarea României la spațiul Schengen și cu frontierele terestre în perioada președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene pe care o deține timp de șase luni.